Vă invit să ne ridicăm pentru a citi și a asculta un cuvânt de Scripturi din Evanghelia după Luca, din capitolul 13, pagina 1007, versetele 22 la 30. Luca 13, începem cu versetul 22. Iisus umbla prin cetăți și prin sate, învățând pe noroți și călătorind spre Ierusalim. Cineva i-a zis: Doamne, oare puțin sunt cei ce sunt pe calea mântuirii? El le-a răspuns: Nevoiți-vă să intrați pe ușa cea strâmtă, că vă spun că mulți vor căuta să intre și nu vor putea. Odată ce stăpânul casei se va scula și va încuia ușa și voi veți fi afară și veți începe să bate la ușă să ziceți: Doamne, Doamne, deschide-ne! Drept răspuns, el vă va zice: Nu știu de unde sunteți. Atunci veți începe să ziceți: Noi am mâncat și am băut în fața ta și în ulițele noastre ai învățat pe norod. Și el vă răspunde: Vă spun că nu știu de unde sunteți. Depărtați-vă de la mine, voi toți lucrătorii fără de lege. Va fi plânsul și scrâșnirea dinților când veți vedea pe Avram, pe Isaac și pe Iacov și pe toți prorocii în împărăția lui Dumnezeu, iar pe voi scoși afară. Vor veni de la răsărit și de la apus și de la miază noapte și de la miază zi și vor ședea la masă în împărăția lui Dumnezeu. Și iată că sunt unii din cei de pe urmă care vor fi cei din tâi și sunt unii din cei din tâi care vor fi cei de pe urmă. Amin. Reocupați locurile, vă rog. Aș vrea mai întâi să binecuvintez pe Dumnezeu și să vă binecuvintez și pe dumneavoastră cu un fragment dintr-o scrisoare a regelui Dariu. El a binecuvântat pe Dumnezeu cel viu, care dăinuiește veșnic, împărăția lui nu va fi nimicită niciodată, stăpânirea lui nu va avea sfârșit. El izbăvește și mântuiește, el face semne și minuni în cerul și pe pământ, slăvit să fie în veci. Și tot el a zis în scrisoare și vă spun și eu dumneavoastră: pacea să vă fie dată din belșug. Amin. Aș vrea din cuvintele citite, care sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos, ca răspuns la întrebarea unui om, să vă prezint un cuvânt sub titlu: cine și de ce nu va fi mântuit? Aici omul acesta a întrebat: Doamne, oare puțin sunt cei ce sunt pe calea mântuirii? Aș vrea, în modul cel mai direct și sincer, să ne întrebăm dacă suntem pe calea mântuirii și dacă vom ajunge la capăt. Că abia la final vom fi mântuiți, spune Scriptura la 1 Petru, capitolul 1, citesc versetul 9, pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. În primul rând, să răspundem din cuvintele Domnului la întrebarea: oare puțin sunt cei ce sunt pe calea mântuirii? Unii vor fi mântuiți, alții nu. Care-s puțini și care-s mulți? Iată răspunsul Domnului: Nevoiți-vă să intrați pe ușa cea strâmtă, căci vă spun că mulți vor căuta să intre și nu vor putea. Deci chiar dacă Domnul n-a răspuns direct întrebării lui, a spus, și nu-i singurul loc în Biblie unde scrie asta, că puțini vor fi mântuiți și mulți nu vor fi mântuiți. Scrie și în Matei 22, versetul 14, căci mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. În a doua Petru, la capitolul 1, scrie de la versetul 10: De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea. Unii ați fost deja aleși, să vă întăriți chemarea. Pentru că ați avut parte de harul acesta, iar alții să primiți chemarea. Căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată, în adevăr, în chipul acesta vi se va da din belșug intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Deci am putea să intrăm
din belșug, cu entuziasm, pe poarta deschisă, dar Scriptura constată, Dumnezeu care știe dinainte toate lucrurile, că puțini vor intra și mulți vor fi afară. Ce trist! Vreau să vă mai arăt tot pentru început din textul nostru că de intrat ar putea intra oricine. Scrie în versetul 3:29, vor veni de la răsărit și de la apus, de la miază noapte și de la miază zi și vor ședea la masă în împărăția lui Dumnezeu. Evreii au crezut până la un moment dat că numai ei au posibilitatea și dreptul acesta. Însă Domnul Iisus a spus foarte clar și scrie în acel așa numit verset de aur al Bibliei, Ioan 3:16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurului Fiu pentru ca oricine, de la răsărit, de la apus, cum se spunea că suntem mai mulți aici, orice ați fi, oricine crede în El să nu piară și să aibă viață veșnică. Scrie și Petru în a doua epistolă, în capitolul 3, în aceeași privință, versetul 9, Domnul nu întârzie împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii, că s-ar tot lungi sfârșitul și nu mai vine, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară și toți să vină la pocăință. Dacă Dumnezeu îi dorește pe toți, de ce se mântuie puțin și mulți rămân afară? Dumnezeu a pregătit mântuirea pentru toți și intrarea în împărăția celor are o singură condiție, să vii la Domnul și să crezi. În prealabil nu se cere nimic. Spune Scriptura atât de clar, vă citesc din Romani, din capitolul 10, și dacă observați eu ce vă spun, vă spun din carte, nu din minte. Roman 10, de la versetul 10, căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Ce să mărturisim? După cum zice Scriptura, oricine crede în El nu va fi dat de rușine. Versetul 13, fiindcă oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Mi-am amintit și vă spun aici că se potrivește, chiar dacă eu v-am mai spus cândva la cei ce ați fost când am spus asta, am avut o experiență interesantă undeva în județul Suceava. Într-o zi, cu slujitorii de acolo, am mers în vizită la o familie de vreo 60 de ani ca vârstă. Ea era penticostală, el era la oastea Domnului. Și în discuții, el ne zice, mie îmi place la voi la adunare și mai vin, dar eu nu mă botez și rămân în credința mea, pentru că iată ce scrie în Biblie, a zis dumnealui. 1 Corinteni 1:18, fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi și s-a umflat dumnealui pieptul, care suntem pe calea mântuirii, și asta era întrebare, cât sunt pe cale, este puterea lui Dumnezeu. De aceea nu vin la voi, că voi nu sunteți cu crucea. Și asta e puterea lui Dumnezeu. Și a spus, dragul meu, ia citește bine. Așa scrie că-și crucea e puterea? Fiindcă propovăduirea crucii. Și ce dumnealui, de aceea asta? Păi simplu de tot. Dar nu predicăm o cruce goală. Predicăm faptul că Domnul Iisus a murit pe cruce pentru noi și în baza jertfei sale suntem iertați. La Dumnezeu plata păcatului este moartea. Dar a murit Domnul în locul nostru și nu mai suntem condamnați noi la moarte. Scrie atât de clar Roman 6:23, fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Adică pot fi mântuiți toți pentru că Domnul s-a jertfit pentru toți. Și în baza jertfei Lui, nu a vreunui alt merit, noi putem să accedem la slavă și să intrăm cu bucurie și din belșug în împărăția lui Dumnezeu. Acesta e singurul motiv, singura cale. Orice ar fi făcut cineva pentru Dumnezeu, să aibă
o garnitură de tren de facturi cu fapte bune. Astea nu echivalează la Dumnezeu. Să fie din Avram, sămânța cea mai pură care l-a chemat Dumnezeu. Nu tot ce coboară din Israel este Israel. Singurul motiv este că Domnul a murit pentru noi și îi mulțumim din toată inima. Se spune că reformatorul scoțian John Knox, când a fost pe patul de moarte, a venit Satana, că se ține diavolul de noi să ne înșele, să-i spună: pe tine trebuie să te mântuiască Dumnezeu, că tu te-ai luptat o viață întreagă și ai slujit cu prețul vieții. Și el a zis cum ar trebui să zicem și noi, dacă am fi ispitiți la fel: Domnul să te mustre, Satana, eu intru în rai, nu pe meritul meu, ci prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Slăvit să fie Domnul! Este la austrieci, la Schönbrunn, o procedură când au murit monarhii austro-ungari. Se prezenta cu cortegiul la poartă, spunea: deschideți poarta ca să intre moștenitorul tronului Franz Iosif și care stăpânește de colo până acolo, peste unguri, peste români, peste slovași, peste toți. Nu-l cunoaștem aici, aici nu e Imperiul Habsburgic. Deschideți poarta să intre marele rege care deține și a făcut atâtea și atâtea, nu ne interesează. Și apoi procedura spune, că doar e după Biblie: deschideți poarta să intre un păcătos care l-a întâlnit pe Domnul Iisus și i-a dat viață. Așa da, poftiți, cam așa putem fi noi acceptați în sfântă împărăția Domnului. Da, revin la întrebarea, de ce mulți nu vor fi mântuiți? Spune aici Domnul Iisus, versetul 24, nevoiți-vă să intrați pe ușa cea strâmpă, căci vă spun că mulți vor căuta să intre și nu vor putea. Dar de ce? Nu-s condiții, înghesuială, ce se întâmplă? A explicat Domnul foarte clar. Odată ce stăpânul casei se va scula și va încuia ușa și voi veți fi afară, veți începe să bate la ușă, să ziceți: Doamne, Doamne, deschide-ne! De ce nu intră? Nu vin la timp. Simplu. Interesant sunt oamenii. Domnul cheamă, are drept oricine și ajunge unul de la miază noapte. Și ăsta de lângă ușă, nu ajunge. Dar de ce? A pierdut rândul, nu? N-a vrut să intre câtă vreme a fost ușa deschisă. Știți cât e ușa deschisă pentru fiecare dintre noi? Poate am spune câtă vreme trăim, mai puțin. Ușa e deschisă ori de câte ori te cheamă Domnul. Că nu putem deschide noi, ne deschide El. Și în seara asta socotesc că Domnul la Nădlac a deschis ușa. Mă gândeam că unde să ne așezăm, la miază zi, ori la miază noapte, când noi suntem mai spre centrul pământului, sau așa ne se pare nouă că suntem mai spre centru. Da, îi voie de peste tot să intre oameni, ori și cine. Vom intra sau nu vom intra? Iată ce spune Scriptura în privința aceasta, vă citesc din Luca capitolul 19 despre evrei, i-ar fi fost primii în drept să intre. Și când Domnul și-a sfârșit lucrarea, spune în 19:41, când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea. Și a zis: dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum sunt ascunse de ochii tăi, vor veni peste tine dușmane, te vor împresura, te vor face una cu pământul, și așa s-a întâmplat cu Ierusalimul și așa se va întâmpla cu tot pământul, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Când a fost cercetată cetatea? Scrie în text când le-a predicat Domnul ulițe la ei și atunci n-au intrat. Domnul când vestește cuvântul, Dumnezeu ne poate vorbi și într-un vis, într-o altă împrejurare, ne cheamă la sfântă împărăția Lui. Sunteți îndemnați și noi predicatori avem rolul acesta menționat în a doua Corinteni, capitolul 5, de la versetul 19, Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, ne ținându-le în socoteală păcatele și ne-a încredințat nouă provodirea acestei împăcări. Noi, dar, suntem trimiși în puterniciția Lui Hristos, ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele Lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Se spune despre regele
Alexandru Macedon, că atunci când ajungea la o cetate, știți cum a cucerit el cu rapiditate toate părțile până în India, punea o torță în fața cetății și spunea, dacă deschideți poarta până nu se stinge torța, sunteți liberi, sunteți supușii mei, dacă nu, vă iau cu asalt. Dumnezeu ne-a deschis și nouă harul acesta, să nu se pomenească nimeni venit prea târziu, că evreii așa au pățit. Și scrie în epistola adresată lor, Evrei, capitolul 4, versetul 1, să luăm dar bine seama câtă vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Că și nouă ni s-a dus o veste bună ca și lor, dar lor cuvântul care le-a fost provenit nu le-a ajutat la nimic, pentru că n-a găsit credință la cei ce l-au auzit. Spune Scriptura că atâta vreme cât a fost ușa deschisă la corabie, au intrat vietățile, au ascultat. Oamenii de ce n-au intrat? Le-a fost frică de animalele care au intrat în corabie? Nu, n-au crezut ei că vine potopul. Dar apoi a închis Dumnezeu ușa. Eu nu știu dacă s-au dus la ușă, dacă au bătut în pereți, dacă corabia nu s-a mai deschis. Și când a venit apa mare, a luat-o din loc și ei, spune Scriptura, a zis Domnul, și i-a prăpădit pe toți. De ce? N-au vrut să intre câtă vreme a fost ușa deschisă. Oare sunt și dintre dumneavoastră unii care au amânat? Scrie într-o pildă în din Luca 14 că a trimis stăpânul să cheme la cină, e tot un simbol a chemării la împărăția lui Dumnezeu. Și robul s-a dus. Atunci se proceda în felul următor, era un anunț cu un timp înainte, la data cu tare va fi cina. Și pe când se apropia ziua aceea, mergeau delegații să fie ceva foarte frumos, protocolar, și chema să vină. Dar pe când a venit momentul al doilea al invitației, scrie versetul 18, parcă fuseseră vorbiți și că se înțeleseseră unul cu altul și zice cel din tâi, am cumpărat un ogor și trebuie să mă duc să-l văd, am alt program acum. Un altul a zis, am cumpărat 15 perechi de boi și iartă-mă, nu pot acum. Un altul a zis, tocmai acum m-am însurat și de aceea nu pot veni. Când s-a întors robul, a spus stăpânului său, l-am chemat pe unul, l-am chemat pe altul, toți sunt cu treabă. De ce nu intră oamenii la vreme? Spun că vin mai târziu, că au diferite activități. Măcar dumneavoastră sunteți ce ați venit la adunare în seara asta, că poate au fost invitați și alții. Dar așa se dezvinovățesc oamenii, nu pot acum, am altă treabă. Apucă-te și citește Biblia, acum sunt cu școala, sunt tare prins cu serviciu, cum spunea cineva, doar știe Dumnezeu câtă treabă am. Și scrie aici în pildă că i-a chemat pe alții care au ciunși și șchiop, că ăștia n-aveau nici boi, nu puteau să meargă să-i încerce și poate nu erau însurați așa handicapați. Și aia au putut să meargă. Da, oamenii pe vreme bună, cu avere, cum spunea cineva în Occident, având de toate, dar la ce avem nevoie de Dumnezeu? Să vedeți voi când se schimbă vremea, că până e vreme bună ca și copiii, toți stau afară la joacă. Când vine ploaia, când îi bate cineva, mamă, deschide poarta, deschide casa că vrem să intrăm. Aș vrea, dragii mei, să observați că nu acesta e motivul real pentru care nu intră oamenii. Aceasta e numai ce se vede pe din afară. Că n-au venit la timp și că n-au avut vreme. Altui motivul pentru care nu intră oamenii în rai. Să vi-l citesc din spusele Domnului. Ei vor spune, Doamne, Doamne, deschiderea a spus, nu vă știu de unde sunteți. Adică voi n-ați avut nimic de a face cu mine. Mă cunoașteți voi pe mine, am stat noi de vorbă așa, ca doi prieteni să ne cunoaștem. Veți începe să ziceți, noi am mâncat, am băut în fața ta și în ulițe noastre ai învățat pe norod. Și el va spune, eu nu știu de unde sunteți. Și acum apare secretul. Am pun punctul pe ei, că l-a pus Domnul. De ce nu se mântuie mulți oameni? Depărtați-vă de la mine voi toți lucrătorii fără de legii.
Ați înțeles? Oamenii nu se mântuie pentru că nu renunță la anumite păcate. Unii nu renunță la un păcat, alții la altul. De aceea nu vin la timp, că nu îi lasă un păcat anume. Dar oamenii motivează că n-am timp, că am altă treabă. Și eu vreau să fiu foarte direct cu dumneavoastră. Și vă abordez și pe cei ce ziceți că sunteți pe cale și pe cei ce am zice că încă n-au intrat pe cale. Pe unii păcatul nu-i lasă pe să intre și pe alții tot păcatul nu-i lasă să ajungă. Și așa a spus Domnul, va fi plânsul și scârșnirea dinților când veți vedea pe Avram, pe Isaac și pe Iacob și pe toți prorocii împărăția Dumnezeu și iar pe voi scoși? E cum adică? Adică și din cei ce au intrat mai dă pe unii afară din același motiv. Pot să spună unii că-s de la Pentecostale, aici s-a deschis Biblia. Doamne, noi am făcut minunea în numele Tău. Le voi spune curat, depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați, fără de lege. Repet, asta e ideea de fond și o explicăm îndată. Unii nu intră fiindcă le este drag un păcat și alții n-ajung la capăt tot din cauza vreunui păcat sau poate mai multe. A spus Domnul, scrie aici în Matei 7, vers 13, intrați pe poarta cea strâmtă. Că-și largă-i poarta, lată-i calea care duce la pierzare, Doamne ferește-ne de asta. Și mulți sunt cei ce intră pe ea. Adică să-i lași pe oameni pe drojdile lor, să facă fiecare ce vrea, hai la rai, la grămadă, pe toți v-am angajat într-o săptămână. Dar strâmtă-i poarta, îngustă-i calea care duce la viață și puțin sunt cei ce o află. Pentru că atunci când te pocăiești, e vorba de poartă, trebuie să renunți la păcatele tale, la mofturile tale, la pretențiile tale, să vii să te smerești ca un păcătos și să știi că Domnul vrea să te mântuiască dacă te lepezi de păcatele tale. Să știi că drumul până la ușa mântuirii tot îngust și cum vrei să te lățești și să faci ce vrei, zice Nosea, cu cuvintele acestea se încheie cartea profetului și eu vă citesc pentru că este în tema noastră. 14:9, căile Domnului sunt drepte, cei drepți umblă pe ele, cei răzvrătiți cad pe ele. Să vă dau un caz din Scripturi, Ioan capitolul 4. Domnul s-a întâlnit la o fântână cu o femeie, el era iudeu, era samaritean, că și ăștia nu prea aveau de face, erau așa mai puși pe rele, cum au fost în unele vreme români cu ungurii, să zic, unii împotriva altora. Și îi spune Domnul mai întâi, dă-mi apă să beau, că a vrut să intre cu ea în vorbă. Și a spus, tu iudeu, încerc-mi apă? Și Domnul îi spune, versetul 10, dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu, și cine este cel ce zice, dă-mi să beau, tu singur ai fi cerut și el ți-ar fi dat apă vie. Și ideea, femeia a prins ideea, zice, cum, ce apă vie? Doar fântâna asta, din asta? Zice, nu, asta e pentru trup. Iar bei și iar ți-e sete. Vestul 13 a spus Domnul, oricui va bea din apa pe care o voi da eu, vestul 14, în veac nu-i va fi sete, ba încă se va preface într-un izvor de apă care va țâșni în viața veșnică. Și femeia a zis, Doamne, dă-mi această apă. Și i-a dat Domnul. Spune, stai să văd dacă încape poartă. Zice, du-te, cheamă bărbatul. A, și-a lovit-o exact unde o doare. Dar știi că nu suntem cununați. Păi și așa vrei să te bagă în rai? Și spune, 5 bărbați ai avut. Păi, câți bărbați vrei? Să fi tot avut beata femeia 50 de ani, la, nu știu că la somăritate, de la 20 de ani, câți ani un bărbat, alt bărbat. Și Domnul îi spune, nu așa intrăm în rai. Înainte de a-ți da apă, să rezolvăm problema păcatului. Te lepezi de păcatele tale, apoi îți dau apă și o să trăiești pentru vecii vecilor. Așa a procedat Dumnezeu de la Adam și de la Eva. După ce i-a înșelat satana și au păcătuit, aveau șansă să ajungă la pomul vieții, să nu mai moară niciodată.
Și Domnul a pus acolo un heruvim. Și a spus, nu, păcătoși să trăiască veșnic nu se poate. A trebuit să vină Domnul Iisus să plătească pentru noi, noi să renunțăm la păcate, să fim sfinți și așa intrăm în împărăția lui Dumnezeu. De ce nu-i drept așa? Să ducă Dumnezeu toți mecherașii în rai? La care le plac anumite păcate? Nu se poate. Dumnezeu, la el în cer, se strigă într-una, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. Cine cheamă numele Domnului să se depărteze de? Fără de lege. Va să zică, știm ce avem de făcut, nu? Numai că nu știu cum se face în viața asta că diavolul reușește să păcălească așa pe unul cu una, pe altul cu alta. Cum eu, cineva și-a imaginat-o că diavolul are multe fete. Zgârcenii au măritat-o după bogați, lăcomia după alții, pisma după săraci. Și-a zis că curvia o ține acasă și îmbie bătrâns cu ea. Și așa înșală diavolul când pe unul, când pe altul. Cu ce te are la mână? Ce păcat nu te lasă să te pocăiești? Că ăsta e adevărul. Ascultă-mă bine. Acel păcat cu care diavolul te-a prins va fi cea mai mare durere a ta pentru vecii vecilor. O să se uite câte ori fost pe lumea asta, dar oamenii care nu vor fi mântuiți nu vor uita ceva. Păcatul care nu i-a lăsat să intre în împărăția lui Dumnezeu. Să vă dovedesc asta din Biblie. Spune în Evanghelia după Ioan în capitolul 12 că Iuda, unul din cei 12, care au intrat, au fost dat afară, versetul 6, era un hoț și ca unul care ținea punga, lua el ce se punea nea. Și pe Domnul, pe bani l-a vândut, de alte păcate la Iuda nu mai știu. Acum, probabil că furtul se cam asociază și cu minciuna și l-o fi întrebat ucenicii, cu cât ai cumpărat pâinile, cu atâta. Și o fi mințit el cu 2, 3 lei, 4, 5, că ucenicii au fost sărași, mulți bani, n-o fentat, n-avea de unde. Cu banii care l-a vândut pe Domnul, a făcut ceva? S-a folosit de ei? Nu. Și spune în Matei, în 27, că nu i-a mai suportat. Citesc versetul 3. Iuda a dat înapoi ce 30 de arginți, a dat preoților și a zis, am păcătuit, am vărsat sânge nevinovat, ce ne pasă nouă treaba ta? Iuda a aruncat arginți în templu și s-a dus de s-a spânzurat. Banii nu i-a mai putut vedea, ăștia m-au dezlipit pe mine de Hristos. Vă chinuie pe careva banii, lăcomia, zice în Coloseni 3:5 că asta e închinare la idol și unii pentru bani dau tot. Ei n-au timp să vină la cele sfinte, că au treabă. Dar de fapt, lăcomia de bani, ascultați ce e în stare să facă, vă citesc cu 1 Timotei 6:9-10, cei ce vor să îmbogățească, cad în ispită, în laț. Și asta cufundă pe oameni în prăpăși și pierzare, căci iubirea de bani, rădăcina tuturor relor și unii care au umblat după ea, au rătăcit de la credință și s-au străpun singur cu o mulțime de chinuri. Și pe unii oameni, diavolul, cu banii, nu-i lasă să intre în rai. Pentru banii sunt stare să înșele, dar Dumnezeu poate să mântuiască și din ăștia. Știți întâmplarea cu tânărul bogat? S-a uitat Domnul la el, a făcut așa un film puternic, s-a uitat țintă și a zis, pe tine averea nu te lasă. Descotoroșește-te de ea și vii după mine și vei avea o comoră în cer. Oricum au venit romanii și le-au luat tot. Și scrie, au plecat întristat de tot. Măi, dar tocmai asta să mi-o ia. Da, să știți că vor fi și bogați în rai, că Avram a fost bogat și ar putea sta cu el la masă. Se spune că într-o localitate discutau doi la cârciumă. Zice, băi, ai auzit că s-a pocăit cu tare? Și altul spune, da, de unde? Ăla nu poate să pocăiască, bă, la banul-i viața lui, la înșală. Ai făcut vreodată târguri cu el? Și unul zice, lasă că mă duc eu să văd. Bă, unde te duci să vezi? Bă, gata, și pe ușă. Să întoarce înapoi, vă zice 15 minute, zice, am fugit până în piață ca acolo depozit de lemn. Și m-am dus să măsor eu niște scânduri care le-am adus acum. Măi, să știi că la cât scrie pe etichetă, până acum asta fenta, nu era lemnul cât scria nici dacă îl trăjai. Măi, ceva s-a întâmplat. Spunea o beată femeie de la țară, și
Ce te-ai schimbat? Ce-ai schimbat în viața ta după ce ai pocăit? Deci eu întotdeauna băgam apă în lapte când mergeam la piață. De acum nu mai bag. Câștig mai puțin? Da, nu se poate. Da, pentru 2-3 lei unii își vând sufletul. Alții nu, îl vând pe milioane. Numai nu-l mai pot cumpăra înapoi nici pe miliarde. Merită afacerea asta proastă? Nu merită. Alții au atracție pentru femei, pentru distracții, pentru păcatele trupului. Să vă dau un exemplu. Scrie la Marco, la capitolul 9, de unul pe nume Irod. Sigur ați auzit de el, nu? Nu, scuzați, la Marco 6. Așa. Zice că asculta predica. Fiți atenți. Versetul 20. Îl știa pe Ioan om neprihănit și sfânt, îl ocrotea și când îl auzea de multe ori, stătea în cumpănă neștiind ce să facă și îl asculta cu plăcere. Dar de ce nu s-a pocăit? Că avea acasă o lepră de femeie care l-a dus de minte și-a lăsat nevasta. Au ajuns la îndemnul acelei femei indirect prin fică să-l omoare pe Ioan Botezătorul cel mai mare dintre cei născuți din femeie. I-a părut rău, da, femeia l-a dus. Apoi istoria ne spune că a ajuns și deportat în Galia, bietul de el. El a crezut că e rege și de la aia jumătate de împărăție și-a vândut-o a lui toată și nu mai intră în împărăție. De ce? Femeia aceea nu l-a lăsat. E cineva încurcat în felul acesta? Undeva după o predică, o femeie mai tânără vine la predicator și spune: sunt supărată pe dumneavoastră. Dar de ce? Cu ce v-am jignit? Ai spus că e așa de frumos în rai și ăsta e motiv să te superi pe mine? Dar cum să nu? E motiv. Fiindcă rai e frumos și eu nu pot să intru. De ce nu poți intra? Zice, mă scuzați, sunteți căsătorit? Ce treaba ta? Zice, aici o fi baiul. Vedeți? Undeva e baiul. Alții nu pot să intre că nu-i lasă mândria. Ei sunt cineva. Nu-i niciunul, doi oameni într-un om. Stați liniștiți. Toți îmbătrânim la fel și zice poetul, orice mărire vei avea, o vei lăsa odată și hai să te afunzi în gloata aceea pe veci de veci uitată. Și oricâți prieteni vei fi strâns, de toți te vei desparte și singur te vei duce în plâns și în chinul fără moarte. Ce nu te lasă să te pocăiești? Spun ceva și pentru pocăiți. Sora Jurcoi Florica de la noi, cu ceva ani în urmă, sora evlavioasă în vârstă, nu mai putea veni la adunare, dar prindea părtășii de rugăciune cu Domnul. Și într-o noapte a dus-o Domnul, nu știu, un vis, într-o răpire, pe alte meleaguri și a vizitat grădina paradisului. Când i-a povestit ce frumos e. Și zice, numai bine să încheie vizita acolo și o conduce Domnul undeva așa într-un demisol, niște scări, miros, semi-întuneric, într-o sală, vede trei surori de la adunare. Măi, surorilor, știți ce frumusețe în rai și noi departe. Haideți cu mine acolo. Și le zice, nu ne lasă. Cum adică nu vă lasă? Păi noi suntem din aceeași adunare și eu vorbesc cu Domnul, că numai cât m-a condus. Ce știm, am vorbit și noi, dar zice una pe mine, a zis că nu mă lasă, că eu sunt geloasă. Și câtă vreme tot fac scandal cu bărbatul, că nu mă lasă. Alta zice, eu mă mâni, eu pismuiesc pe alții, zis, alții au și noi, de ce n-avem? Dimineața când s-a trezit, a uitat care sunt cele trei surori. Da, peste zi, în ziua după noaptea cu visul, o vizitează o soră și îi spune visul. Și în timp ce relata visul, și-a amintit că ea, sora aceea ce a venit să o viziteze, era una dintre cele trei. Dar eu fost fială să-i spună, mă, că ea îi așteaptă raiul și asta altei pușcărie. Dar când termin de relata ce sora aceea, așa e că eu sunt aia cu gelozie, așa e? Vezi că știi. Eu nu cred că vreunul dintre noi nu știe ce nu-l lasă. Cel puțin când Dumnezeu ne cercetează. Îmi spunea fratele când a venit aici și mi s-a întâmplat și mie, spunea câte unul, dar cine ți-a spus povestea mea? Dumnezeu care ți-o știe mi-a spus. Fiecare ajunge să-și cunoască păcatul lui și oricum și dacă acum nu-l recunoști. Într-o zi, mai târziu, pe când să mori, la judecată, Dumnezeu a spus procuror în noi, spune conștiință, cuget, și ăsta spune într-o zi, știi ce ai făcut? Nu te lasă în pace.
Undeva a fost unul care a făcut o crimă și și-o mușamalizat. Opera e necurată. Dar n-avea liniște, n-avea somn noaptea. Și ești afară și prin grădină vorbea singur și spunea: ei, lună, lună, numai tu ai văzut când l-am omorât pe nu știu cum l-o chemat pe ăla. Dar Dumnezeu așa a îngăduit că vecinul era și el în grădină și l-a raportat la poliție și încă nu era termenul prescris și a ajuns în închisoare. La Dumnezeu toate astea sunt în evidență. Mă apropiu de închiere, dragii mei, și vă spun că Iuda n-a mai putut suporta banii și bogatul ăla care a ajuns în pierzare și o zcare cinci frați să le spună, știți ce o să le spună? Să se pocăiască. Ce-i asta? Să te lași de păcatul ăla care nu te lasă să intre în rai. Asta e pocăința. Da. Ce a văzut de acolo bogatul? Sau cu alte cuvinte, ce și-a amintit? Ce făcea el până era în viața aia au văzut. De ce nu au văzut mesele alea care le mânca copios în fiecare zi? De ce nu au văzut hainele alea de sărbătoare care se îmbrăca? Toate se uită, toate se evaporă. Dar zice David în Psalmul 51, păcatul meu stă necurmat înaintea mea, numai Hristos Domnul poate șterge, numai Dumnezeu poate arunca păcatele în fundul mării și să nu-și mai aduc aminte în veci. De ce nu vrei să renunți la păcatul tău și Dumnezeu ți-l uite lui și tu? Spune Isaia 65 că cele vechi nu ne mai vin în minte, dar dacă nu, nici Dumnezeu nu-l uită și nici tu nu o să-l uiți pentru niciodată. Fie bunătatea Domnului peste noi ca să înțelegem asta și să ne mântuim. Nimeni să nu se pomenească venit prea târziu. Recapitulez și închei cu câteva versuri. Am pus o întrebare la început. De ce nu se mântuie mulți oameni? De ce se mântuie puțini? Și am răspuns din spusele Domnului că mulți nu se mântuie pentru că nu vin la vreme. Dar de ce nu vin la vreme? Oamenii spun că-s prinși cu treabă și nu recunosc adevăratul motiv întotdeauna. Dau vina uneori pe unii, pe alții. Dar adevăratul motiv pentru care oamenii nu vin, l-a surprins Domnul când a zis: voi, hai, mai încolo, voi lucrați fără de lege și vouă v-am predicat. Pentru că anumite păcate plac oamenilor. E o plăcere, spune Evrei 11, de o clipă a păcatului. Pentru unii un film este o plăcere, un anumit păcat este o plăcere. Îmi spunea cumnatul care este aici, a cântat cu soția și cu copiii, că a dus pe un om, era beat și când a dus în comună, îi zice: omule, du-te acasă. Nu, mă duc la birt să mai beau o bere. Măi, dar nu-i bună. Știu că nu-i bună, dar îmi place. Ție ce păcat îți place? Pentru vecii vecilor, nu să-ți mai placă. Cea mai mare ciudă, cum zice român, nu știu cum să spune pe slovacește la asta, o să fie pe păcatul care ți-a fost cel mai drag. Și în urmă va fi prea târziu că se închide ușa. Spune Biblia despre Esau că mai pe urmă a vrut cu lacrimi. Și ascultați-mă, lacrimile sunt date, așa spune textul nostru. Unii spun, nu, că e chinurile iadului, nu știu ce chinuri sunt acolo. Știți de ce a spus Domnul că vor plânge oamenii? Că vor vedea pe Avram, pe Isaac și pe Iacob stau la masă, că puteau și ei să stea la masă, dar n-au intrat până a fost invitația în vigoare. Am amintit de Esau. Cred că Esau o să fie cel mai necăjit și o să spună: vezi, Avram, ăla-i bunicu, Isaac, ăsta-i frate meu și la masă. Iacov e la masă, Isaac e tata și la masă și eu afară. Dar de ce? I-a plăcut vânătoarea, nu i-au plăcut lucrurile sfinte. I-au plăcut femeile și s-a dus cu cananite și a rămas pierdut. Dumnezeu să aibă milă de noi. Versurile iale ca și cum ți-ar vorbi Domnul. Eu stau și bat la ușă țiară. N-ai vrea să fii și tu salvat? De ce mă las să stau afară? Că stau și bat. A, stau și bat, dar glasul tace și sufletul ți-e împovărat. De vrei,
eu pot a-ți-l desface, că stau și bat. Hai, trage repede zăvorul, ce înțepenistă nemișcat, și dacă de mine ațin stedorul, sunt gata, cere-mi ajutorul, că stau și bat. Când tu nici nu gândești la mine și sunt în viața ta uitat, eu sunt într-una lângă tine și te îndemn mereu la bine, că stau și bat. De ești copil pe lângă mama, vreun tânăr ager sau bărbat, când bătrânețea-și cere vama, eu sunt aici, vezi, ia seama, că stau și bat. Azi stau și bat, dar vine o vreme la care nu te-ai așteptat și nimeni n-a să te mai cheme, n-am să mai bat, n-am să mai bat, amin.